Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Cristina Stamatin și vă prezint știrile a Protestul a agricultorilor din ultimele zile s-a transformat în unul politic, dirijat de PAS și PPDA. Asta deși participanții la manifestații declaraseră inițial că vor veni doar cu revendicări de ordin economic și nu vor fi și niciunei mișcări politice. Declarația a fost făcută de șeful statului Igor Dodon în cadrul tradiționalei sale emisiuni Președintele Răspunde. Igor Dodon susține că manifestațiile sunt coordonate de partidul Maiei Sandu și cel al lui Andrei Năstase, iar peste noapte revendicările economice ale fermierilor s-au transformat în unele politice. Când inițial se cereau bani, se cereau modificări la legislație, acum se cere demisia guvernului și alegeri parlamentare în spate. Ceea ce îmi permite să confirm încă o dată că în spatele acestui protest stau liderii partidului Mai Sandu și Andrei Năstase cei care două săptămâni în urmă rupeau microfoanele prin Parlamente, prin Parlamentul Republicii Moldova, ați văzut cine a rupt platforma PAS, da, deputaților, acum au urcat cu tractoarele pe scările Parlamentului. Eu am organizat proteste, stimați oponenți politici, de multe ori, dar nu mi-am permis niciodată acest lucru. Nici în interiorul Parlamentului, nici în afară. Președintele susține că, de fapt, toate solicitările agricultorilor au fost îndeplinite. Cota TVA în agricultură a rămas neschimbată, iar fondul de subvenționare a fost majorat până la 1,1 miliarde de lei. De asemenea, prin inițiativa deputaților PSRM de a abroga legea miliardului, au mai fost identificate încă 600-800 de milioane de lei. S-a ajuns la compromis. Inițiativa deputaților socialiștilor de a amâna creșterea TVA-ului în agricultură, care au propus-o guvernul. Eu nu cred că asta e lucrul cel mai bun, pentru că acolo era și reducerea teritorială la fertilizanță. Era legat un de altul. Dar dacă s-a insistat din partea dumneavoastră, stimați agricultori, noi am mers la această așa, compromis și am anulat această creștere de TVA. Ați obținut. Al doilea solicitare economică, să fie mai mulți bani pentru agricultură. În primul rând, ca să dai bani la agricultură, trebuie să iei de undeva. Noi nu putem să tăie salarii, pensii, pentru a da bani doar la agricultură. Dar noi am găsit posibilitate. Și în anul 2021, bugetul care a fost votat recent, prevede că se majorează fondul de subvenționare de la 900 de miliarde milioane la 1 miliard 100 de milioane. Igor Dodon a precizat că PSRM la fel pledează pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate, dar în perioada de până la scrutin trebuie asigurată funcționarea de plină a guvernului. Noi tot suntem de acord alegeri parlamentare anticipate. Dar eu nu cred că dumneavoastră vă este sunteți cu interesați ca guvernul să plece. Pentru că dacă guvernul pleacă, cine o să facă modificări la legislație pentru a vă mai da încă 500 de milioane la fondul de subvenționare a agriculturii? Fără guvernul, lucrul ăsta e imposibil. Pentru că dacă guvernul este demis, atunci nu poți modifica legea bugetului. Trebuie să fie aviz pozitiv de la guvern. Și v-ați blocat voi înșine. Voi însăși. Ați luat o lozincă politică a policienilor, jos guvernul, dar voi vă contraziceți. Pe de o parte vreți mai mulți bani pentru agricultură, pe de altă parte imediat astăzi se plece guvernul. Nu o să plece guvernul astăzi. Și alt guvern o să fie numit. Și se blochează absolut tot ceea ce noi vrem să vă ajutăm la această etapă. Președintele în exercițiu a mai venit și cu o recomandare către agricultori să lase politica la o parte și împreună să fie identificate soluțiile la problemele reale din sector. Dodon a reiterat că după 24 decembrie, responsabilă de situația din țară va fi președintele Maia Sandu. Stimați agricultori, voi o să vă aduceți aminte de guvernul Chicu, din timpul președinției Dodon, ca de cele mai bune timpuri. Să nu spuneți că nu v-am preîntâmpinat. Nu departe, peste câteva luni, Jumadear. Când următorul prișinte, nici nu se asculte. Și nu se vedea absolut nimic subvenționare suplimentar. Oți vă duceți să am și să spunem că e rău, cu rău, de mi reau fer. Să vă duci aminte de ce v-am ajutat noi în acest an în premieră în 29 de ani. Tot în cadrul emisiunii Președintele Răspunde, Igor Dodon a anunțat că a promulgat proiectul privind micșorarea vârstei de pensionare și hotărârea Parlamentului privind anularea legii miliardului. Șeful statului a precizat că dacă opoziția parlamentară formată din pas pe PDM și Candu vrea să le anuleze la Curtea Constituțională, nu au decât să o facă. În acest caz, oamenii trebuie să cunoască cine din nou a pus pe umerilor povara miliardului furat, a declarat Dodon. Aceste legi le critică cei care au votat pentru furtul miliardului. Vă amintesc. Inclusiv domnul Filip era ministru atunci. Domnul Candu era ministru. Doamna Maia Sandu a votat în martie 2015 pentru această lege ca să fie pusă pe umerii cetățenilor. Nu am vinut este doamna Maia Sandu. Gata, trecut alegerile. Dar această lege pe care dumneavoastră ați votat-o, Parlamentul în această săptămână a anulat -o. Acesta a fost un obiectiv al meu pe tot mandatul de președinte și înainte de mandatul președinte. Eu am promis acest lucru oamenilor. Și dumneavoastră, stimați deputați de la PAS și da, ați promis același lucru. Eu înțeleg pe Filip. Filip niciodată nu a vorbit de anularea legii miliardului și Pentru că probabil au avut cel mai mare interes, au avut acolo. Nu știu, o să vedem, procuratorul o să explice. Dar dumneavoastră, cei de la PAS și da, de ce criticați anularea legii astea? Voi doar ați ieșit în piață, protest, în 2015, în fața Guvernului, în fața Parlamentului, anulăm legea miliardului. Păi e că e anulat. Și vă face de cap. Păi trebuie să plateți din palme. Bine că s-a anulat. A, nu vă place? Vreți să mergeți la Curtea Constituțională să anulați acest vot? Mergeți. Asumați-vă. Oamenii să știe. Că uite cine i-a întors miliardul pe spatele lor. În cazul legii care micșorează vârsta de pensionare, Igor Dodon a explicat că PSRM și opoziția au viziuni diferite în ceea ce ține rezolvarea problemei pensionarilor. Numărul de pensionare în Republica Moldova este mai mare ca numărul de oameni care lucrează oficial și care plătesc impozite. E clar că sistemul în această situație nu poate funcționa. Dar sunt două căi cum se poate rezolva problema aceasta. O cale care o propun oponenții mei politici și o cale care o propunem noi. Ce vor să facă oponenții noștri? Vă zic, hai să mai puțini Pensionari. Cum să fii mai puțin pensionari? Adică să faci așa un sistem că ei să moară, să n-ajungă omul ăsta până la vârsta de pensionar. Cum trebuie să faci? Să majorezi vârsta de pensionare. Cu cât e mai mare vârsta de pensionari, cu atât vor fi mai puțini pensionari. Ea că fost logica lor în 2015 și 2016. Și au majorat vârsta de pensionare. Abordarea noastră este cu totul altă. Nu atingem vârsta de pensionare, nu mergem cu galopant așa, dar hai să majorăm numărul de locuri de muncă, ca mai mulți oameni să muncească, să plătească impozite și să dăm pensii normale la Părinții noștri, la buniei noștri. Proiectul de reducere a vârstei de pensionare prevede revenirea la procedura de până în anul 2017, atunci când femeile se pensionau la 57 de ani și bărbații la 62. În prezent, conform vechilor prevederi pentru acest an, bărbații se pensionau la 63 de ani, iar femeile la 59, cu modificări treptate, așa încât până în 2028 să se, se pensioneze și ele la 63 de ani. Poliția Națională face astăzi trei decenii de la creare. Instituția este una dintre primele înființate imediat după declararea suveranității Republicii Moldova. Cu mesajul de felicitare a venit evident ministrul de interne Pavel Voicu și conducerea țării. În mesajul său de felicitare, ministrul de interne Pavel Voicu a apreciat profesionalismul polițiștilor și a precizat că oamenii legii au o misiune destul de dificilă, de a fi gata de orice sacrificiu pentru siguranța cetățenilor. Vă mulțumim pentru dedicație, pentru munca asiduă pe care o faceți zi de zi. Să aveți parte de multă forță și curaj pentru a răspunde cu promptitudine și maximă eficiență în orice situații, se arată în mesajul lui Pavel Voicu. Iar în declarația președintelui în exercițiu Igor Dodon, demnitarul amintește despre munca enormă depusă de polițiști în perioada pandemiei. Criza epidemiologică s-a dovedit a fi o adevărată provocare pentru țara noastră. Or, anume dumneavoastră, alături de alți eroi ai timpului, luptați în prima linie împotriva pandemiei, muncind neobosit, susține șeful statului. Cu un mesaj de felicitare a venit și premierul Ion Chicu. Șeful executivului a declarat că polițiștii reprezintă statul, legea și dreptatea, iar de fiecare polițist depinde securitatea fiecărui cetățean. Exprim profundă recunoștință veteranilor Poliției Naționale și le mulțumesc pentru munca depusă în vederea prevenirii și combaterii infracționalității dar și pentru contribuția valoroasă la educația și dezvoltarea tinerilor colaboratori ai Ministerului Afacerilor Interne, se arată în mesajul premierului. Cu o felicitare a venit și președintele Parlamentului Zinaida Greceanei. Demnitarul a declarat că în pofida amenințărilor la adresa vieții și sănătății polițiștilor, securității familiei lor, acești soldați ai ordinii de drept rămân fideli jurământului de devotament țării, apărând interesele și autoritatea statului Republica Moldova. Amintim că la jumătate de an după declararea suveranității Republicii Moldova, eveniment care a avut loc în iunie 1990, Parlamentul de la Chișinău a adoptat în data de 18 decembrie 1990 legea cu privire la poliție. Prin urmare, locul miliției sovietice este ocupat de noile structuri ale afacerilor interne, Poliția Națională. Prima încercare grea la care au fost supuși polițiștii moldoveni a fost conflictul armat de la Nistru din 1992. Ei au fost primii care au fost trimiși pe platourile de luptă, iar în urma sângeroaselor atacuri și-au pierdut viața 89 de polițiști. 1590 de cazuri noi de infectare cu virusul COVID-19 au fost confirmate ieri în Republica Moldova. Bilanțul cazurilor în țara noastră de la începutul pandemiei a ajuns la aproximativ 132.000. În același timp, alte 1553 de persoane au fost vindecate. În total, peste 114.000 au fost tratate de COVID-19. În spitale rămân internați aproximativ 3600 de bolnavi, dintre care 265 sunt în stare gravă. Cu regret, maladia a răpit ieri viața a 24 de moldoveni, printre care și 3.000 medici. Este vorba despre un doctor de la Institutul Oncologic, un chirurg de la Unghen și un medic de familie din Comrat. Persoanele cu forme ușoare de COVID-19 care se tratează acasă vor beneficia de medicamente gratuite care vor fi compensate din fondul de asigurări medicale. Decizia luată de autorități a intrat de astăzi în vigoare după ce actul a fost publicat în monitorul oficial. Potrivit noului ordin, cei infectați cu virusul COVID-19 care se tratează acasă vor primi medicamente gratuite prescrise de medicii de familie. Aceste medicamente vor fi compensate în proporție de 100% de procente pentru copii și adolescenți și 70% în cazul adulților. Pacienții care au testul de laborator pozitiv la infecția COVID-19 vor beneficia de 21 de denumiri comune internaționale de preparate în anumite doze și forme farmaceutice. Este vorba despre unele medicamente pentru tratamentul simptomatic și anume antitrombotice și anticoagulante medicamente care reglează acidul gastric, vasodilatatoare și bronchodilatatoare. De asemenea, pentru copii vor fi prescrise la necesitate antipiretice și antiinflamatoare. În cazul în care minorii au febră, medicamentele precum paracetamol, ibuprofen, mucoliticele și expectorantele, de asemenea, vor fi gratuite. Menționăm că medicamentele compensate pentru tratamentul noului coronavirus la domiciliu vor fi prescrise atât persoanelor asigurate cât și celor neasigurate. În anul 2020, pentru medicamente compensate au fost planificate aproximativ 655 de milioane de lei, dintre care peste 555 de milioane au fost deja valorificate. Lista medicamentelor pentru tratarea infecției COVID-19 poate fi găsită la medicul de familie în farmacii sau poate fi accesată pe site-ul CNAM la rubrica Medicamente Compensate. Iarna grea s-a abătut asupra Statelor Unite ale Americii și Japoniei. Joi dimineața, furtuna a adus în orașul New York o cantitate de zăpadă mai mare decât cea acumulată în urma tuturor furtunilor de iarna trecută. Iar în Japonia, mai multe zone se află sub demeți de 2 metri după ce timp de 3 zile a nins fără oprire. În nordul Japoniei, oamenii circulă prin adevărate labirinturi după ce zăpada a trecut de 2 metri, iar pe unele autostrăzi omătul a fost atât de mare încât mai mulți șoferi au rămas blocați printre troiene, alte drumuri fiind complet blocate. Din cauza intemperiilor, cel puțin 10.000 de gospodării au rămas fără curent electric. Potrivit meteorologilor niponi, ninsorile abundente vor continua și astăzi, iar asupra nord-estului Statelor Unite s-a bătut prima furtună de zăpadă. Joi dimineața, furtuna a adus în orașul New York o cantitate de zăpadă mai mare decât cea acumulată în urma tuturor furtunilor din iarna anului trecut, a declarat Serviciul American de Meteorologie. Furtuna a lovit și orașul Washington, anumite zone din Maryland, Virginia, West Virginia și Pennsylvania, afectând o zonă în care locuiesc peste 50 de milioane de persoane. Prognozele au indicat că furtuna va ajunge la Boston și în anumite zone din regiunea New England, înainte de a se îndrepta către ocean. Prima furtună de zăpadă majoră din acest sezon a forțat o mare parte a populației să rămână acasă și să respecte măsurile impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, dar a provocat în același timp perturbările ale traficului și posibil întârzieri în distribuirea noului vaccin împotriva COVID-19. Cei peste 300 de copii răpiți dintr-o școală din Nigeria au fost eliberați. Potrivit autorităților nigeriene, aceștia sunt în stare bună și vor reveni în scurt timp în familiile lor. Răpirea lor a fost revendicată de grupul militant islamist Boko Haram. Într-un mesaj oficial, purtătorul de cuvânt al guvernatorului statului Katsina a declarat că cei 344 de copii au fost eliberați și că aceștia sunt în stare bună. El a adăugat că băieții au fost duși în capitala regională Katsina City și că în curând se vor reuni cu familiile lor. Recuperarea copiilor a fost posibilă după un șir de negocieri cu grupul militant islamist Boko Haram. Liderul grupării a declarat că răpirea celor peste 300 de elevi de la școală a avut drept scop promovarea islamului și descurajarea practicilor non-islamice, cum ar fi educația occidentală. Acum o săptămână, în bărbații înarmați pe motociclete au luat cu asalt o școală rurală din nord-estul Nigeriei. Un grup de băieți au scăpat, dar mulți au fost capturați. În 2014, peste 200 de fete dintr-o școală din orașul Chibok din nord-estul Nigeriei au fost răpite la fel de Boko Haram. De atunci, numai jumătate dintre ele au fost eliberate sau măcar găsite. Restul se presupune nu mai sunt în viață. Doamna domnilor, aici încheiem știrile a miezii. La ora 15 nu pierdeți buletinul în limba rusă. Să aveți o zi frumoasă. La revedere!